Dragii mei frați sfinți, în Domnul Iisus Hristos, ne bucurăm în această dimineață că suntem la casa de rugăciune, amin? Amin. Și să vă spun sincer, am lipsit săptămâna trecută și îmi este martor Dumnezeu și cugetul meu că mi-a fost dor de dumneavoastră. Deci nu este ca și o oarecum căutare de apreciere, este un adevăr. Și atunci îți dai seama cât îți lipsesc frații cu care împărtășești cele bune și cele mai puțin bune când pleci o anumită vreme și o anumită perioadă. Dar mulțumim Domnului că ne-a păzit, ne-a călăuzit, ne-a sprijinit. Mulțumim tinerilor care au fost cu noi, familiilor care au fost cu noi, fraților care au slujit acolo, surorilor care au slujit acolo, îi mulțumim Domnului pentru toate și zic ca Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Dar să vă binecuvinteze, știți cu ce? Cu Duhul Sfânt. Amin. Să vă binecuvinteze și să ne binecuvinteze cu Duhul Sfânt. Vă aduc și salutările fraților de acolo, a fraților din conducere, fratele Andrei Bălulescu, fratele Hozan, am vorbit mult, am avut ocazia să vorbesc mai mult cu dumnealor și v-au transmis salutări sfinte. Și fratele Zorin, m-am întâlnit cu el, ne-a trimis salutări sfinte și har și pace. Și am încercat, într-o anumită măsură, oarecum, să organizez, de fapt și fratele Gabi de la Speranța v-a transmis salutări. Pe dumnealui l-am cam ocărât puțin că i-am spus, mă, ai făcut ce ai putut și ai ocolit Montrealul anul acesta. Și am invitat pe toți să vină la Montreal, să vină în vizită, să nu ne uite. Mi-a spus biserica din Kitchener că în anul acesta s-ar putea ei să nu ne poate vizita, să ne viziteze nici într-un fel pentru că au alte proiecte, dar mi-au promis că atunci când au ocazia vor veni la noi. Am încercat cu fratele Hozan ca să oarecum să motivez să vină la noi și am spus, frate Ozan, tare mult aș vrea să vii ca să facem stăruință după Duhul Sfânt la Montreal. Și mi-a spus, și asta rămâne la atitudinea noastră, mi-a spus, eu pot să vin aproape oricând, dar în timpul săptămânii, nu în weekend. La ei în adunare, după plecarea fratelui Bărsan în veșnicii, s-au schimbat multe lucruri și tinerii au luat relevul. Nu numai că a fost o convenție a tinerilor, dar să știți că, într-adevăr, tinerii acolo slujesc mult. Dar ceea ce m-a impresionat la ei și aș vrea să vă provoc și pe voi tinerilor, este că sunt plini de Duhul Sfânt. Știu că nu este la modă ce spun. Știu că nu este la modă. Știu că în vremurile noastre Duhul Sfânt, într-o anumită măsură, s-a pus la ușă. Dar aș vrea să vă spun. Biserica înaintează cu ajutorul Duhului Sfânt. Amin. Și se mulțește cu ajutorul Duhului Sfânt. Amin. Și persoana care sfidează Duhul Sfânt și casa care sfidează Duhul Sfânt și biserica care sfidează Duhul Sfânt riscă să dea faliment. Riscă să dea faliment. De aceea vă provoc pe toți părinți tineri să stăruim după Duhul Sfânt. Am vorbit cu unii dintre tineri, care sunt tineri slujitori acum acolo, și m-a impresionat puterea rugăciune care a avut-o. M-a impresionat dorința lor să slujească pe Dumnezeu. Lipsa lor de preocupări cu lucrurile lumii, să preocupă mai mult de lucrurile sfinte. Și mi-aș dori ca și la noi în adunare. Nu vreau să zic să fie ca și acolo, să fie ca și aici, dar să avem aceeași țintă, amin? Să căutăm lucrurile sfinte, dragii mei. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta, amin. Acum, așa cum am spus, mie îmi pare bine că vă văd, nu știu dacă dumneavoastră vă pare bine cum o vedeți și mai ales aici în față. Am slujit acolo împreună cu fratele Sorin, cu fratele Cristian Feher. Și la un moment dat îi spuneam fratelui Sorin, frate Sorin, uită-te puțin pe bancă aici,
Cred că eu cu dumneata, hai că pe fratele Dorin îl înțeleg că e tânăr. Nu știu dacă are până în 30 de ani. Dar uită-te puțin la părul nostru și cred că nu prea mai avem noi trecere pe aici. Că toți însești în jur la 30 de ani. Toți la 30 de ani. Și m-am bucurat de aceasta că am văzut acești tineri cum sunt plin de dorința să laude pe Domnul și cum, încă un lucru, un detaliu foarte important, cum biserica îi sprijinește. Cum biserica și familiile din adunare îi sprijinesc pe acești tineri. Și acum spuneam, nu știu dumneavoastră cât de mult vă bucurați că sunt aici, sau poate spuneți, iar au venit fratele Mircea să ne ocărească, iar au venit cu rânduiala, iar au venit cu ăstea, dar vreau să vă spun ceva. Ceea ce, dacă aduc ceva care este de la mine personal, când termin cuvântul de predică, așteptați-mă la ușă și spuneți-mi, frate Mircea, asta e din partea ta, nu din partea Domnului. Mă străduiesc ca să vă aduc cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, nu știu cât de mult ne place în vremurile noastre. Nu știu cât de mult ne place și nouă cuvântul lui Dumnezeu. Știți ce spunea psalmistul în Psalmul 119? Știți ce spunea? Un lucru foarte important. Când urmesc poruncile tale, mă bucur de a-și avea toate comorile. Auziți unde își găsea el bucuria, unde își găsea el satisfacția? În a urma poruncile lui Dumnezeu. Și ca să urmezi poruncile lui Dumnezeu, ce trebuie? Trebuie să cunoști cuvântul. Păi dacă nu cunoști cuvântul, n-ai cum să-l urmezi. Dacă nu cunoști legile circulației, apoi vreau să spun ceva, că treci pe toate, ești un infractor. Și ca să le cunoști, trebuie să le înveți. Drepti sau nu? Deci ca să cunoștem cuvântul lui Dumnezeu, ca să iubim cuvântul lui Dumnezeu, ca să ne bucurăm de cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să-l ascultăm. Sunteți disponibili astăzi să ascultați cuvântul Domnului? Nu pe mine, dragii mei. Aș vrea să vă spun ceva. Nu vreau de la oameni nimic. Și soția mea este martoră, ca să o spun de când ne cunoaștem. De la oameni nu vreau nimic. Dacă cineva nu vrea să mă salute, că mă vede pe trotuar și trece pe partea cealaltă, că nu vreau să-l salut pe fratele Mircea. Aș vrea să vă spun ceva. De la oameni nu doresc nimic. Niciun bonjour. Niciun bună ziua, nimic. Tot ceea ce îmi doresc, dragii mei, este să împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Nu doresc de la oameni să-mi spună, frate, ai predicat bine. Pentru că nici nu predic bine, că nici nu mă consider că predic bine. Greșesc. Și greșim. Dar ceea ce vreau este să fac voia lui Dumnezeu și să-mi împlinesc chemarea la care Dumnezeu m-a chemat. Și aceasta în dreptul meu, în dreptul familiei mele, dar și în dreptul dumneavoastră. Pentru că noi veghem unii asupra altora. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Eu veghez asupra dumneavoastră și dumneavoastră vegheați asupra mea. Și este bine să fie această relație în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi, de aceea am spus lucrurile, v-am pregătit oarecum și vreau să ne pregătim, pentru că cuvântul lui Dumnezeu s-ar putea ca astăzi să nu ne placă în întregime. De ce spun lucrul acesta? Cu mulți ani în urmă, m-am întâlnit cu cineva, de fapt, într-o anumită măsură, mi-era și prieten. Făceam o activitate care o făceam de câteva ori pe săptămână împreună și era din același oraș din care vin eu. Nu din același cartier, dar aveam multe lucruri de discutat împreună. Și printre altele am trecut și la credință. Și la un moment dat îmi spune, auzi, măi, Mircea, vreau să-mi spui, tu chiar crezi tot ce spune cuvântul lui Dumnezeu, tot ce spune Biblia? Chiar crezi tot ce spune? Am spus, eu cred tot ce spune. Eu cred tot ce spune, pentru că nu e cuvântul oamenilor, de fapt este cuvântul lui Dumnezeu, așa spune cuvântul. Că este cuvântul lui Dumnezeu inspirat prin Duhul Sfânt pentru noi, pentru oameni. Și spune, măi, dar sunt lucruri acolo care eu nu le cred. Aș vrea să vă spun ceva, dragii mei. Înaintea lui Dumnezeu, ori crezi tot, ori nu crezi nimic. Nu se poate să crezi prin frânturi. Nu se poate să-ți alegi învățătura ceea ce îți place ție și ceea ce nu-ți place, să o pui înapoi. Știți că pe Domnul Iisus Hristos oamenii l-au urmat din diferite motive. Unul dintre motive era că zice cuvântul lui Dumnezeu că Domnul Iisus Hristos le propovăduia ca și unul care avea putere.
Și Domnul Iisus le propovădea cuvântul pentru că era plin de Duhul Sfânt, îi era dat Duhul Sfânt, știți cât, Domnul Iisus? Fără de măsură. Fără de măsură. Și propovăduia cuvântul și atingea pe oameni. Pe cei care erau flămânzi după cuvântul lui Dumnezeu, îi atingea prin pocăință. Pe cei care nu erau flămânzi după cuvântul lui Dumnezeu și căutau să bagă bețe în roate, îi atingea cuvântul. Dar știți pentru ce? Pentru sânta lor. Pentru sânta lor. Când Domnul Iisus Hristos le spune mulțimii, le spune, dacă nu beți, dacă nu mâncați trupul meu și nu beți sângele meu, n-aveți viață în voi înșivă. L-au părăsit cei mai mulți pe Domnul Iisus pentru că au spus cuvântul acesta sau învățătura aceasta sau cuvintele acestea, măi, sunt prea de tot. Dar tot am stat și m-am gândit, Doamne, cine au fost cei care l-au părăsit, de fapt? Și am ajuns la concluzie. Știți cine l-a părăsit pe Domnul Iisus atunci? Cei care au înțeles firești. Pentru că erau firești. Dar au fost printre ei care nu l-au părăsit. Au fost ucenicii care înțelegeau lucrurile mai duhovnicește, mergeau mai departe. Și Domnul Iisus se întoarce spre ei și spune, voi nu mergeți, voi nu vă duceți. Doamne, spunea ei, unde să ne ducem pentru că la tine sunt cuvintele vieții veșnice. Avea dreptate Domnul Iisus referindu-se la cina Domnului. Dragii mei, avea dreptate. Avea dreptate. Nu oamenii au dreptate, ci Dumnezeu și Domnul Iisus are dreptate. Ei, dar oamenii l-au părăsit. Cei mai mulți. Cuvântul lui Dumnezeu astăzi iară ne vorbește niște taine. Pot să spun niște taine pentru unii dintre noi. Care stăm și încercăm să-L înțelegem și spunem într-o anumită măsură sunt de acord. Dar până la o limită. Aș vrea, dragii mei, să vă îndemn. Să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt. S-a dus Avram să-l jertfească pe Isaac. Și spunea slugilor, voi rămâneți aici că noi ne ducem și mai spune el ceva. Vă aduceți aminte? Și ne întoarcem înapoi, ne vom întoarce la voi. Dar nu-i spusese Dumnezeu să-l jertfească pe Isaac? Păi de aia s-a dus să-l jertfească. Oare nu știa Avram ceea ce implică această jertfire? Știa. Dar pentru că Dumnezeu i-a făcut o promisiune la Avram, că din sămânța lui Isaac va ieși multe popoare, Avram îl credea pe Dumnezeu că și dacă îl jertfește pe Isaac și îl aduce și ajunge cenușă, îl arde, Dumnezeu îl dă înapoi pe Isaac din cenușă. Înțelegeți dumneavoastră? Am fost noi puși oare la încercare, credința noastră, la încercare, la acest nivel, pe niciunul dintre noi. Și totuși Avram l-a crezut pe Dumnezeu. Și atunci noi care avem Scriptura în față, să știți că Avram n-avea Scriptura în față. Și n-avea nici măcar poruncile. N-avea legea, pentru că nu era legea. Știți unde era legea lui Dumnezeu la Avram? Știți unde era? Era în inima lui. În inima lui era legea. Nu era niciun levit atunci, nu era nimeni ca să-i spună, vezi că ca și porunca cu tare, dar era în inima lui. Noi avem toate poruncile, avem cuvântul lui Dumnezeu și pentru noi este mai simplu să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt. Și mă rog lui Dumnezeu, Doamne, mărește-ne credința. Mărește-ne credința. Pentru că așa au spus și ucenicii la un moment dat, Doamne, mărește-ne credința. S-au văzut așa de slab. Și mă rog lui Dumnezeu că în această dimineață Dumnezeu să ne mărească credința ca să primim cuvântul lui Dumnezeu cu bucurie. Chiar dacă de multe ori cuvântul lui Dumnezeu ne mai atinge așa cum nu iau, așa spunea David. Toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Să știți că nu ne dă să ne lovească, să ne rupă oasele, ne dă ca să ne mângâie, dragii mei. Această discuție între Domnul Iisus și unul dintre ucenici a fost provocată de fapt de Domnul Iisus Hristos, care le spunea aici, dacă citim mai sus în versetul 15, de relația oamenilor unii cu ceilalți. De iertarea păcatelor. Este de iertarea greșelilor. Este un subiect sensibil. Este un subiect sensibil. Dragii mei, ce ziceți dumneavoastră? Nu este sensibil între noi această practică să ne iertăm unii pe alții? Este foarte sensibil.
este sensibil în familie. Să știți că multe familii pur și simplu ajung la divorț pentru că nu s-au putut ierta unul pe altul. Și lucruri minore. Și s-a dus ca un bumerang dintr-una într-alta și a ajuns la divorț pentru că nu s-au iertat unii pe alții. Măcar că celălalt și-o cerut iertare, ăla nu vrut să-l iert. Sau dacă l-a iertat, nu l-a uitat. Nu l-a uitat. Și cuvântul lui Dumnezeu ne arată aici, în acest text care l-am citit, în primul rând, băgați bine de seamă, în primul rând, relația lui Dumnezeu cu oamenii, cu noi, și apoi relația noastră cu cei din jurul nostru, cu semenii noștri. Și Domnul Iisus Hristos îi învață pe ucenici și spune felul în care să se ierte unii pe celălalt sau să se accepte unii pe celălalt. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Petrul acesta, auzând aceste sfaturi care i le-a dat Domnul Iisus Hristos, le-a dat de fapt în mulțime, vine la Domnul Iisus Hristos și ridică o anumită bară. Și aș vrea să vă spun ceva. S-ar putea că baremul care l-a ridicat Petru, niciunul dintre noi de aici să nu-l fi împlinit niciodată în viața noastră. Pentru că Petru, măcar că noi poate de multe ori îl vorbim pe Petru într-un mod oarecum mai înfingăreț, mai vorbăreț, aș vrea să vă spun ceva. Adevărul, Petru a ridicat un standard destul de înalt. Destul de înalt. Pentru că vine Petru înaintea Domnului Iisus Hristos și spune atunci Petru, s-a apropiat de el, adică de Domnul Iisus, și i-a zis, Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când v-am păcătuit împotriva mea? Și Petru spune un barem aici, de 7 ori. De 7 ori, i-a ajuns de 7 ori. Mă gândesc că vorbea într-o zi. Nu în toată viața. Păi în toată viața, dragii mei, de câte ori nu greșim unul împotriva celorlalți. Dar mă gândească într-o zi. Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, cei care sunteți aici, și pe mine. Care dintre dumneavoastră ați ajuns să iertați pe aproapele dumneavoastră, pe fratele dumneavoastră, pe cel din adunare, pe soră, pe frate, dar în mod concret, de 7 ori într-o zi? Este cineva? Să ridice mâna sus și atunci a ajuns la standardul lui Petru. Ei, Petru a venit și v-am spus, a adus un standard destul de înalt pentru un om muritor. Pentru un pământean. Dar Domnul Iisus Hristos îi spune Petru nu așa. Lucrurile nu funcționează așa cu Dumnezeu. Ci de 70 de ori, câte 7. Asta vine de cât? De 490 de ori? Da, dar s-ar putea la de lângă tine să greșească de 491. Și atunci ai dreptul să nu mai ierți? Nu. Știți ce vrea să spună Domnul Iisus? Nu contabiliza iertările care le aplici. Nu contabiliza de fiecare dată când ierți pe cineva. Nu le contabiliza. Pentru că Domnul Iisus Hristos îi dă un exemplu mai jos lui Petru și am citit acest exemplu când spune cuvântul lui Dumnezeu mai jos. De aceea împărăția cerurilor se va asemăna cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii lui. Un împărat. Un om bogat. Un om mare. Și aș vrea să vă spun din la început, acest om mare, acest împărat, de fapt îl reprezintă pe Dumnezeu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu mai jos, a început să facă socoteala și i-au adus pe unul care datora 10.000 de galbeni. 10.000 de bani de aur. Ei au înțeles. Noi poate înțelegem mai greu ce înseamnă 10.000 de galbeni. Dar ei, în vocabularul lor care îl foloseau atunci, au înțeles foarte bine. Cu alte cuvinte, a adus pe unul care era dator stăpânului sau împăratului, dar omul acesta îi era dator cu o sumă așa de mare, așa de imensă, încât omul acesta nici cu un chip nu putea să-și plătească datorii. În niciun caz. Cu toată bunăvoința lui, cum a ajuns el s-a îndatorat, aceasta putem să mergem în cartea lui Genesa să vedem cum a ajuns Adam, care s-a îndatorat înaintea lui Dumnezeu. Și apoi noi am moștenit această datorie prin Adam. Dar cum a ajuns omul acesta ca să cunoască de fapt el? Nu poate niciodată ca să plătească această sumă. Și Dumnezeu îi spune, sau acest împărat îi spune, auzi, pentru că nu are cu ce să plătească. Vindeți-l pe el, vindeți-i nevasta, vindeți-i copiii și vindeți tot ce are el și plătiți
datorilor. Este o întrebare aici. Ce credeți dacă se făcea în mod literar, cum spune Scriptura? Îl vindea pe el, pe nevastă și pe copii și tot ce avea el, două, trei case, o mașină, trei cămile, nu știu ce avea el, putea să-i plătească această sumă de 10.000 de galbeni? Vă spun că nu. Personal n-am calculat să văd cam ce sumă ar veni. Dar vreau să vă spun ceva. Cât datorează viața unui om ca să poți să spui, uite atâta, dacă ți-ai vândut viața, ți-ai achitat o anumită parte din datorii. Într-o paranteză, aș vrea să vă spun o întâmplare. Cu mulți ani în urmă am stat de vorbă cu cineva care n-avea copii. Și își dorea mult să aibă copii. Și la un moment dat i-am spus, auzi, dacă vezi că Dumnezeu nu ți-a dat copii, de ce nu te duci în România și înfiezi și tu unul? Uite, eu am o soră în România care a fost în situația dumitale. Măcar că noi am fost 11 frați. Ea nici cum nu a putut să aibă copii și s-a dus și a cheltuit tot ce a avut la toți doctorii pe peste tot în țară și până la urmă a ajuns unul care a fost mai sincer și mai părinț și a zis, Doamnă, dumneata nu o să ai niciodată copii, nu-ți dea de bani. Și ea s-a dus și unul înfiat cu un bebeluș mic de 6 luni. Acum a avut vârsta lui David, a meu, aproape 18 ani. Și a spus, du-te și înfiază și tu de acolo. Și mi-a spus așa, ascultați-vă bine ce mi-a spus. E prea scump. E prea scump să mă duc să mă înfiez un copil. Eu am zis, dar cât e? Dacă ai face toate socoteala cu toate cheltuielile, cam cât ar veni? Și a spus, 10.000 de dolari. I-am spus așa, oarecum, supărat pe el și am spus, auzi, dar crezi că o viață de om nu valorează 10.000 de dolari? Crezi că o viață de om ai putea să-i dai o cifră, un număr, ca să spui, e 10.000, e 1 miliard, e 3 miliarde? Crezi că ai putea? A rămas șocat și a spus, nu m-am gândit la asta. Dragii mei, omul acesta, în mod literar, dacă ar fi fost vândută el, soția, copiii și tot ce avea, nu putea să-și plătească nici măcar o fărâmă din datorie care avea stăpânul. Dar s-a întâmplat altceva. Omul acesta, ce s-a întâmplat, s-a aruncat cu fața la pământ în fața stăpânului, ajungând la concluzia în ce hal o să ajungă dacă o să fie vândut. Și eu ceru iertare și stăpânul i-a spus, te iert de toate datoriile tale. Te iert de tot ce mi-ești dator. Știu că nu o să poți ca să-mi plătești niciodată, dar te iert. A ieșit omul acesta, nu știu cât a fost de bucuros, de vesel și nu știu cât a fost de fericit. Dar am ajuns la o concluzie. Și am spus, mă, mila și îndurare. Dacă citim în Cartea Galatenilor, în capitolul 5, veți vedea că acolo vorbește de ce? De roada Duhului Sfânt. Printre rodele acestea ale Duhului Sfânt, ce ziceți, figurează și îndurarea și mila? N-am văzut. Nu figurează. Dar figurează două roade din care provine aceste alte lucruri. Spune de dragoste și de bunătate. Și aș vrea să vă spun ceva. Cine este plin de dragoste, este plin și de bunătate. Și cine este plin de dragoste și de bunătate, este plin și de îndurare și de milă. Și de ce vă spun aceasta? Când Dumnezeu îl trimite pe Iona și spune, du-te la cetatea Ninive, du-te acolo și propovăduiește că încă 40 de zile și cetatea va fi nimicită. Va fi nimicită. Oare Dumnezeu o zis cu gândul ca să o nimicească sau ca să o salveze? Ca să o salveze. De ce? Pentru că Dumnezeu era plin de dragoste pentru oameni, plin de bunătate și mai apoi spune Iona acesta cu gura lui și supăra Iona foc. Supăra pe Dumnezeu. Și pe hotărârea care a luat-o Dumnezeu. Și spune în cartea lui Iona, capitolul 4, spune aici, că știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare. Dragii mei, acest stăpân mare, acest împărat mare, care l-a iertat pe acest om, care de fapt acest om, suntem noi, fiecare dintre noi, nu este altul decât Dumnezeu.
Și cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește în versetul de aur al Bibliei, în Ioan 3:16, căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede El să aibă viață veșnică și să nu piară. Lăudat să fie numele Domnului. Amin. Prin aceasta și-a arătat Dumnezeu dragostea Lui față de noi și iertarea Lui față de noi. Pentru că Domnul Iisus Hristos, dați-mi voi să vă spun, pe dealul Golgotei, acolo pe dealul Golgotei, acolo mi-a iertat cei 10.000 de galbeni care datoram fiecare dintre noi lui Dumnezeu. Și El a plătit pentru noi. Și dragii mei, eu n-aș putea să vă propovăduiesc o evanghelie și o spocăință ușoară din cauza că prețul de la Golgota a fost prea mare. A fost prea mare. De aceea, spune cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea să trec, de fapt, în a doua parte. Deci omul acesta a fost iertat. A ieșit de la stăpân care putea să ia direcția închisorii, direcția pușcăriei și să stea acolo până va plăti tot. Ce să plătească? Sau putea să fie vândut, sau putea să fie pur și simplu să-și piardă tot. Domnul ăsta a ieșit afară de acolo și spune cuvântul lui Dumnezeu în a doua parte că s-a întâlnit cu unul din colegii lui de slujbă, tovarășii lui de slujbă. S-a întâlnit cu o frate din adunare. Mă înțelegeți? Cineva care a venit aici la apa botezului și a declarat credința lui Dumnezeu în apa botezului și a spus, Doamne, Te voi sluji până la capăt, că m-ai iertat, m-ai mântuit, m-ai izbăvit și mi-ai scris numele în cartea vieții. Te voi sluji până la capăt. Și după o lună de zile se întâlnește cu unul din adunare care știe, mă, ăsta mi-a greșit acum 3 ani de zile ceva. Domnul Cruzim. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, l-a strâns de gât, l-au prins de grumaz, mă gândesc că l-au pus la pământ și au spus, plătește-mi tot ce-mi ești dator. Dar când Dumnezeu are înger peste tot, oamenii l-au văzut. Și frații l-au văzut și o zmănui drept. Fratele ăsta s-a botezat duminica trecută. Nu-i drept după o lună de zile să aibă un comportament ca și omul acesta. Nu e corect, nu-i drept, nu-i biblic. Nu se pot. Ăsta a fost iertat de toate păcatele lui. De toate nelegiuirile lui și știam, îl cunoșteam înainte cum era. Îl știam din Germania, îl știam din Franța, de nu știu unde. Îl știam cum era. Și interesant că a fost iertat de toate și pentru un simplu fapt. Că ăsta l-a greșit cu ceva. Să n-aibă putere să iertă. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că acel care a fost iertat de toate de stăpânul de împărat. De fapt, pe semenul lui n-a fost în stare să-l ierte. O uitat ceea ce i-a iertat Dumnezeul lui. S-au sfidat ceea ce Dumnezeu i-a iertat. Dar a ajuns vorba aceasta, a ajuns la Dumnezeu, la Marele Stăpân. Toți nu se poate. Aș vrea să vă spun ceva. În Evanghelia aceasta, după Matei, în capitolul 6, în rugăciunea domnească, cum o numim noi, rugăciunea Tatăl nostru, este un verset sau un cuvânt care noi îl pronunțăm. Și spunea aici, la ora de rugăciune, unul dintre frați, cred că fratele Petre, dacă cineva nu știe să se roage, să spună rugăciunea Tatăl nostru. Pentru că aș vrea să vă spun ceva. În rugăciunea aceasta Tatăl nostru, să știi că inclus tot ceea ce ai nevoie. Tot ceea ce ai nevoie. Și într-una dintre cerile noastre care Domnul Iisus ne-a învățat de fapt, spune versetul 12, pagina 921. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Pur și simplu, prin aceasta, dragii mei, ne punem în fața lui Dumnezeu și spuneam așa, Doamne, iartă-ne în măsura în care noi iertăm semenilor noștri. Nu? Înțelegeți acum? Mi-aduc aminte că am fost undeva și cred că v-am mai spus lucrul acesta la adunare, am fost acolo să dau cina și la un moment dat am văzut că unul era aici, unul acolo, unul acolo și nu erau adunați într-un loc și am zis, nu-i lucru curat aici. Parcă se temea unul de celălalt. Că se apropie. Și am zis, bă, fraților, ceva nu e în regulă. De ce nu e unitatea asta în adunare? Eu în domnițile astea nu pot să dau cina. Le-am spus pe față.
Și au spus, frate, noi ne mai șicanăm între noi, noi ne mai supărăm unul pe altul. Păi supărare e supărare, dar trebuie să vă împăcați, nu? Și am spus așa, voi cunoașteți rugăciunea Tatăl nostru? Păi o cunoaște. Dar ați ajuns până la versetul sau la cuvântul care spune și iartă-ne greșelile noastre, cum iertăm și noi greșit, cum iertăm și noi greșiților noastre. Păi știm. Și ați vrea ca Dumnezeu să vă ierte și pe voi, cei care nu puteți ierta, în măsura în care voi iertați pe voi. Nu, frate, n-am vrea. Dar tu nu merge mai departe. Nu merge mai departe. Dragii mei, n-ar vrea să vă întreb și pe dumneavoastră, pentru că aș vrea să vă spun ceva. Fie că vrem noi, fie că nu vrem noi. Să știți că Dumnezeu ne iartă și pe noi în măsura în care iertăm celor din jurul nostru. Și să nu creadă cineva că îl înșală pe Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, nu vă înșelați. Ce seamănă omul, aceea va se cera. Și este o cântare care o cânta Speranța mai de mult. Și spune, dacă ai semănat în câmpul tău numai neghină, nu te aștepta la capăt să culegi grâu. Nu te aștepta la capăt să culegi grâu. Dragii mei, morala de astăzi sau mesajul lui Dumnezeu, din partea lui Dumnezeu pentru noi astăzi, avem datoria să ne iertăm unii pe alții. Dacă v-aș pune întrebarea, ce v-a greșit aproapele așa de tare, așa de mult, încât să nu-l puteți ierta? În comparație cu cei 10.000 de galbeni care v-au fost iertați, ce v-a greșit? Dacă ai pune în balanță, nici n-ai putea să pui în balanță. Nici n-ai putea să pui în balanță. De aceea mă rog lui Dumnezeu să ne dea putere, dragii mei, să ne iertăm unii pe alții. Dar aș vrea să vă spun ceva. Cine are roada Duhului nu trebuie să spună nici păstorul, nici fratele Mircea, trebuie să ieși pe aproapele tău. Nu trebuie să spui. Știți de ce? Îi spune Duhul Sfânt. Îi spune Duhul Sfânt. Îi spune Duhul Sfânt și nu lasă să doarmă. Îi spune Duhul Sfânt, trebuie să iert. Și iertarea asta nu-i condiționat. Se întâmplă și ți-o mai spus și cunoșteți aceste cuvinte. Îl iert, dar nu lui. L-am trecut pe lista neagră. L-am trecut pe lista neagră. Am o întrebare pentru dumneavoastră. De câte ori Dumnezeu v-a reproșat că vă iertați vreunul din păcat? De câte ori Dumnezeu concret ți-a reproșat printr-un cuvânt de prorocie sau altcumva, într-o altă formă, că uite, ți-am iertat, ai fost așa, 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 așa și te-am iertat. De câte ori? Nu ți-a reproșat nimic. Și de ce? Pentru că ne dă nouă lecție ca să facem și noi la fel. Să nu reproșăm nimănui. Și aș vrea să vă spun încă două lucruri foarte importante. Iertarea aceasta se face dintr-o inimă curată. Iertarea care o acorzi celui care ți este aproape, celui care ți-o greșit, ascultați-mă bine ce vă spun, se face dintr-o inimă curată, pentru că în vremurile care suntem noi, trăim niște vremuri foarte superficiale. Foarte superficiale. Noi, în zona de unde am venit noi, din zona României, oamenii sunt mai direcți. Ia gura pe dinainte și spune repede ce-o gândit. Spune cu voce tare, sunt mai direcți. Dar aici, în vremea aceasta și în țara în care trăim, oamenii sunt foarte superficiali. Și foarte ușor spune, frate, te-am iertat. Dar vreau să vă spun ceva. Trebuie să ieși din toată inima. Ascultați-mă bine ce vă spun. Trebuie să ieși pe aproapele tău din toată inima și necondiționat. Și pe lângă asta, al doilea lucru, să ascultăm bine, trebuie să nu te uiți la fața omului. Măi, pe ăsta iertă-mi, frate, și mi-i prieten. Și ăsta e din zona mea, și ăsta e din zona cu tare, și ăsta e din coace, și ăla e din colo. Dar ăla nu-i de acolo. Și pe ăla, pentru ăla am o altă din asta de măsură. Aș vrea să vă spun ceva. Dumnezeu nu e părtinitor. Și dacă vreți, vă mai aduc încă o dată ca o reîmprospătare a minții ceea ce a făcut Dumnezeu cu cei din Ninive. Cine erau ninivenii ăștia? Știți cine erau ninivenii? Făceau parte din ceata lui Israel, ninivenii? Păi ăștia erau sirieni. Ninivenii erau sirieni. Știți ce făceau asirieni ăștia? Ăștia coborau tot timpul și băteau pe Israel și jefuiau. Că de-aia Iona n-a vrut ca Dumnezeu să iarte, n-a vrut nici cum. Iona n-a vrut ca acești niniveni să capete îndurarea mila lui Dumnezeu. N-a vrut. Și spune în cartea lui Iona, ac, Doamne, tocmai asta n-am vrut. Tocmai asta n-am vrut, că știam că ești un Dumnezeu milos și plin de bunătate și îți pare rău de răul dat de preț să-l faci. Dumnezeu nu este părtinitor. Mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne vindece orice părtinire dintre noi.
să avem de grijă cu aceasta. Pentru că suntem dispuși ca oameni la părtinire. Suntem dispuși. Și știți cum vine asta? Aș vrea să vă spun. Să vă dau un exemplu cum vine asta. Pe cel pe care îl iubești și l-ai la suflet. Spunea cineva odată, auzi, nu e așa că sunt oameni sau sunt frați sau sunt persoane în jurul tău pe care le-ai la suflet. Mă, ăsta știi cum e ca pe care nu am la suflet. Ăsta orice face în viață. Ăsta orice face, orice greșește, am putere de, dar nici nu văd. Lasă, frate, uite, am greșit, lasă, frate, că nici n-am simțit că m-ai călcat pe picior. Mă, uite, am venit că ți-am adus 50 de dolari, mi-a fost dat tot. O, frate, dar m-am și uitat de asta. Ăsta l-ai la suflet. Îl ai la inimă, îl porți acolo. Pe celălalt pe care nu l-ai la suflet, care este părtinirea. Pe ăla știi ce faci cu el? Inventezi. Te deranjează și cum închide ușa acolo. Băi, înainte sunt așa bine. Dacă nu ai pe nevastă ta la suflet și lucru mare ăsta, dragii mei, păi te deranjează cum închide ușa la casă cum vine. La început ți-a plăcut oricum, o închidea. Păi nu știe că închide ușa, asta vine ca o pisică, măi. Nici nu aud când vine. Dar acum, băi, înainte sunt așa, ce tot ai trântit acolo, băi? L-ai mai trezit. Dragii mei, așa e că nu l-ai pe omul la suflet. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune să nu fim părtinitori. Dacă era Dumnezeu părtinitor, acei căței de care vorbea Domnul Iisus, spune cuvântul lui Dumnezeu când a venit femeia aceea cananeană. Și o spun bine, uite, am o problemă, am un necaz. Și Domnul Iisus Hristos, la prima vedere, ca și cum ar fi refuzat. Dar știți de ce? Nu că ar fi refuzat-o pentru că era dintre neamul, pentru că Domnul Iisus Hristos ardea în el. Prima dată să-i mântuiască pe Israel. Prima mântuire să-i odea la Israel. Prima șansă să-i dea lui Israel. Și apoi neamurilor, că de-au venit în Israel, piată să dea lui Israel. Dar femeia aceasta spune, Doamne, este adevărat. Dar și căței, și noi neamurile, ne săturăm cu făcuriturile. Adică, și noi neamurile. Ne-am săturat și ne săturăm în fiecare zi cu aceste fărnituri. Și atunci noi să fim părtinitori? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune mai jos, nu vă îngrijorați? Nu stați că trebuie să mă duc dincolo. Da, ultimul verset. Tot așa va face și Tatăl meu cel ceresc. Dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Dragii mei, este menționat. Iertarea este din toată inima. Nu este superficială, nu este de păbuze. La un moment dat, Domnul Iisus Hristos a avut Dumnezeu a avut un conflict mare cu Israel. Și știți care a fost conflict? Superficialitate. Superficialitate. Și spune Dumnezeu despre ei, poporul ăsta, neamul ăsta de oameni, pe care i-a scos din Egipt, au văzut toate minunile mele, au văzut toate biruințele care le-am dat, acesta se apropie de mine cu buzele. Dar cu inima, spunea Dumnezeu, este departe de mine. Și Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos atinge acest lucru sensibil. Atinge acest lucru sensibil. Din toată inima. Știți ce înseamnă? Ce implică? Ce implică pentru dumneavoastră să iertați pe cineva? Ce implică să ierți pe cel aproape de tine? O soră care ți-o greșit. Ce implică? Ce implică? Și ce implică? Mai multe lucruri implică, dar printre altele, trebuie să renunți la eu tău. Trebuie să te smerești. Trebuie să te smerești. Tu care ești sus, o venit cineva și ți-o spus, iartă-mă, ți-am greșit. Am împrăștiat penele și cu toate părerile de rău, eu nu le mai pot aduna. Dar tot ce pot să-ți fac, să-mi cer iertare, iartă-mă. Dragii mei, băgați de seamă și să băgăm de seamă. Dacă ni se întâmplă astfel de situații, aș vrea să vă spun ceva. Avem datoria morală, datoria sfântă înaintea lui Dumnezeu, să ne iertăm unii pe alții. Pentru că dacă nu, dacă ezităm și nu vrem să iertăm, să știți că ni se va întâmpla ceea ce s-a întâmplat omului acestui. Când au zis stăpânul, când au zis împăratul, o zi luați-l, prindeți-l, băgați-l în pușcărie, în temniță și nu va ieși de acolo până nu va plăti toată datoria. Cu alte cuvinte, nu va ieși niciodată. Pentru că datoria niciodată nu poate să o plătească. Să știți că
că noi singuri, când facem aceste lucruri, când ne rugăm rugăciunea Tatăl nostru, de fapt cerem ca acest cuvânt să se împlinească în viața noastră. Și iartă-ne greșelile noastre, păcatele noastre, iartă-ne obrăzniciile noastre, iartă-ne oarecum stângăciile noastre, iartă-ne șchiopătările noastre, Doamne, iartă-ne precum și noi iertăm celor din jurul nostru. Și începând este din casa noastră. Soția cu soțul, cu copii, apoi la locul de muncă, apoi să nu mai vorbim pe stradă. Să nu mai vorbim pe stradă. Dar mult în adunare. Spuneam relația cu Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu. Odată e de, pe verticală, de la Dumnezeu. Prima dată am beneficiat noi de iertare. Deci Dumnezeu, stăpânul acesta, nu i-a spus omului care era dator 10.000 de galbeni, auzi, du-te spune-le la toți care ți-s datori, du-te spune-le că i-a iertat de tot. Și după aia, hai la mine și mai discutăm relația între noi. Nu. El a dat un exemplu netăgăduit. L-a iertat de tot. Nu i-a pus nicio etichetă, nu i-a pus nicio nume, nu i-a pus nici într-un tablou, într-un cadraj, poziția lui să spună un om iertat și ăsta e obligat să ierte pe toți. Nu. A spus, du-te, ești iertat de tot. I-a dat un exemplu. Și el când a ieșit, nu a înțeles bine iertarea lui Dumnezeu. Și nu a fost în stare sau n-a vrut ca să aplice acea regulă. Dragii mei, în această dimineață am să mă apropii de încheiere și am să vă îndemn și pe dumneavoastră și pe mine ca să ne iertăm unii pe alții. Să iertăm unii pe alții. Eu știu că nu este la modă. Eu știu că nu este la modă. Dar vreau să vă spun ceva. Multe lucruri nu sunt la modă. Nici Scriptura nu mai este la modă astăzi. Dar vreau să vă spun, dragii mei, noi nu ne ducem după modă. Noi ne ducem după Cuvântul lui Dumnezeu. Și de ce? Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu ne duce în Împărăția lui Dumnezeu. Noi nici nu vrem să fim la modă, nici nu vrem să fim ca oamenii de aici. Nici nu vrem, spune la un moment dat, autorul Psalmului 73, spune, dacă aș vrea să vorbesc ca ei, ca cei îngânfați, parcă nu mi s-ar potrivi. Nici nu, și dacă vrei să fii ca ei, parcă tu ești din altă țară, parcă tu ești din altă specie, parcă tu ești din altă parte. Tu nu te potrivești cu ei. Nu încerca să te potrivești cu ei. Nu încerca să te compari cu oamenii. Încearcă să stai în lumina feței lui Dumnezeu. Pentru că de acolo ne vine izbăvirea. Ne-a iertat de toate păcatele noastre. Ne-a iertat, ne-a mântuit. Ne-a smuls din roaba ucirului. Dragii mei, este cel mai simplu lucru care să spui fratelui tău, te iert. Du-te liniștit acasă că te iert. Este așa de simplu. Dacă să facem lucrul acesta, trebuie să te cobori. Trebuie să te cobori tu. Trebuie să renunți la eu-ul tău. Trebuie să renunți la căpățânarea ta. Trebuie să renunți la aroganța ta. Așa de mulți oameni aroganți sunt în lumea aceasta. E plină lumea de ei. Oameni mândri care nu le ajunge nimeni la nas. Trebuie să renunțăm la aceste lucruri. Să nu semănăm ca lumea. Să căutăm să semănăm în fiecare zi pe Dumnezeu. Să nu copiem lumea. Să nu copiem lumea. Să trăim frumos ca în timpul zilei. Pentru că aș vrea să vă spun ceva și apoi am să închei. Tot ceea ce vorbim în ascuns, într-o zi, se va striga de pe acoperișul casei. Și atunci nu o să-ți ceară nimeni părerea, vrei sau nu vrei? Vrei să spună fratele Mircea de la un adevărul sau vrei doar să te mângâie, să te aranjeze ca să-ți placă ție? Nu o să te întrebe nimeni. Probabil dacă nu se vă convină cuvântul lui Dumnezeu să-i spun fratele Iosif, păi pe ăsta nu mai pune că ăsta vorbește așa de la el. Dar știți că nu m-a interesat. I-am spus și la fratele Iosif, dacă nu mai mă pun niciodată la predică, n-am să-ți bat niciodată la ușă, să-ți privesc că nu mai pus tot. Problema. Tot ceea ce vreau este să spunem oamenilor din jurul nostru adevărul. Fie în adunare, fie celor de afară. Să spunem adevărul. Pentru că adevărul ne face slobozi. Și noi suntem slobozi în Hristos. Amin? Amin? Domnul să ne ajute la aceasta și să ne dea putere toate slăbiciunile noastre. Amin. Amin.
uită-te la bunătatea și la sprinea lui Dumnezeu. Căci deodată lucru este să cadă cineva între Dumnezeu și Dumnezeu. Haideți să căutăm să facem liniște din inimile noastre și să venim înaintea Domnului și să rugăm să ne ajute să urmăm în Sfântul Lui. Și așa să ne iertăm unii pe alții.